Numărul aparatelor de hemodializă din dotarea secției de profil din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou din Suceava a crescut de la 4 la 6. Ca urmare a acestui lucru, consilierii județeni au aprobat marți modificarea structurii organizatorice a instituției medicale. S-a primit de la Ministerul Sănătății aprobarea pentru funcționarea uh acelui sistem hemodializă de la 4 la 6 aparate, așa se numește și atunci trebuie să facem această e, modificare organizatorică la Spitalul Județean Suceava. Asta este esența acestui proiect de hotărâre. Structura va deveni funcțională după obținerea autorizării sanitare din partea Direcției de Sănătate Publică Suceava. Pentru amenajarea unui post de dializă cu fotoliu sunt necesari 6 metri pătrați, iar pentru un post cu pat 8 metri pătrați, conform raportului întocmit de aparatul de specialitate al Consiliului Județean județean Suceava, sub autoritatea căruia se află Spitalul de Urgență, prin creșterea capacității stației de hemodializă, mai mulți pacienți vor avea acces la acest serviciu medical.